s-au dat acolo și nu a fost încă soluționat acest dosar. Bun, a început o întreagă discuție despre consolidări, nu? După aceste cutremure. Vă rog să-mi răspundeți și mie la câteva întrebări, pentru că în decursul acestor zile în care ne-am tot documentat și am discutat cu diverse instituții despre subiectul ăsta, am primit tot atâtea răspunsuri. Câte clădiri au fost consolidate în București după Revoluție, domnule primar general? Între 100 și 110, nu știu exact, 104-105, din care de către autorități publice de ordinul 30 și restul de către privați. Asta este răspunsul. Deci autoritățile publice au consolidat 30 de astfel de instituții. 30, 32, 34 de ordinul ăsta. Bun. Următoarea întrebare. Câte au fost expertizate până acum? Au fost mai multe valori de expertize. Am avut un ministru foarte energic la sfârșitul anilor 90, pe domnul Noica, și el a impulsionat activitatea asta. În momentul de față avem în București expertizate clasa 1 de risc seismic puțin sub 400, clasa 2 puțin peste 400, expertize și mai vechi, când încă nu erau pe clase de risc seismic, erau pe clase de urgență vreo 1200. Deci astea sunt de ordinul 2000 și mai sunt ceva mai puține în clasele 34 de risc seismic, deci de ordinul 2500 de expertize care au relevat un risc seismic de o anumită intensitate. Deci să zicem că undeva la 3000 de expertize s-au făcut în București. Acum, pe noua lege, și am avut acum vreo 10 zile am avut o dezbatere pe subiectul ăsta, noua lege obligă autoritățile locale să facă ceea ce se numește o evaluare preliminară. Adică, în sfârșit... Mai multă evaluare vizuală, asta de care ne amuzăm de câteva zile încoace? Termenul este nefericit ales, terminologia. Dar cum va fi? Pentru că lumea efectiv asta a înțeles. Că cineva se va uita așa, de sus până jos la o clădire și va zice, cred că trebuie să comandă o expertiză tehnică pentru această clădire, că după ochi mi se pare că e șubredă. Da. Deci terminologia este total nefericită, însă ideea este foarte bună. În sensul că o echipă condusă de un inginer structurist și din care face parte, din care pot să facă parte alți specialiști, cum ar fi studenți la inginerie sau studenți la arhitectură sau ingineri. Deci specialistul în structuri coordonează, oamenii din subordinea sa iau informațiile de bază despre respectivul imobil, dacă au noroc și au planurile clădirii cu atât mai bine, dacă nu se duc înăuntru și se uită puțin la... Și sunt fel de fel de informații tehnice, care este structura de rezistență, e din cărămidă, nu e din cărămidă, fundația este... chestiuni tehnice. Și acest inginer structurist e în stare, în baza unei metodologii care este foarte... bine definită, e în stare să spună dacă să evalueze preliminar un pericol pentru acel imobil. Și atunci o să, în baza unor punctaje care sunt de asemenea stabilite în această metodologie, pentru o autoritate locală care are obligația să evalueze tot ce este mai înalt de 3 etaje și mai vechi de 78, să dea niște punctaje și care să-i spună în ordinea asta tu trebuie să te duci să faci expertiză la clădire. Îi avem pe structuriștii ăștia? Adică avem, da. Presupunând că de mâine împânzim orașul, avem cu cine? Avem, da. La nivelul... Că în Gorj era unul, de aia întreb, adică în tot județul. La nivel de această evaluare preliminară avem specialiști. Adică am și fost la discuția la care am fost și... dacă n-ar trebui să facem achiziție publică și dacă totul ar fi perfect, ar fi undeva în 2 luni de muncă în care am putea să facem oamenii asta cu vreo... sunt ai primăriei, da, sau prin servicii contractate cu diverse companii, firme? Sunt oameni din privat. Bun. Pe care primăriile trebuie să-i angajeze și pentru asta trebuie să facă o achiziție când publică. Când se încheie povestea asta și din momentul ăla cât durează până se facă expertizele? De asta vreau să spun. Deci, pe ceea ce înseamnă evaluarea asta preliminară, putem să o facem. Adică are România resurse. Dar, însă, în momentul în care trebuie să faci
cantități uriașe de expertize, după aceea cantități uriașe de proiectare, aici nu avem. Și tocmai de-aia e important să avem o ordine în ce facem mai întâi. Dar pe câți ani se poate întinde operațiunea asta? Adică noi înțelegem că trebuie să ne pregătim urgent pentru eventuale consecințe și totuși, evaluarea, la cum prezentați lucrurile, durează ani. Evaluarea preliminară poate să fie terminată într-un an. Adică dacă n-am fi, dacă n-am și avea... Și după aia expertizele alea fără de care nu poți consolida, că dacă n-ai expertiza nu consolidezi, câți ani să dureze? Vreau să spun că lucrurile merg în paralel. Noi am început încă de anul trecut să facem expertize și am contractat expertize pe vreo 300.000 de metri pătrați și am și făcut expertize pe vreo 100.000 de metri pătrați anul trecut. Și o să continuăm să facem asta, numai că, într-adevăr, am făcut-o în ordinea în care au venit solicitările la noi și nu neapărat într-o ordine de prioritate normală. O să vedem după această evaluare preliminară care este estimarea de efort și uman și financiar pe care trebuie să-l facem.